ediția de anul acesta a Europa Fest, jazzul este cel care dă tonul. Libertate, spontaneitate, energie sunt cuvintele care definesc acest eveniment. Una dintre trupele participante la festival vine din Spania. Cei patru muzicieni abia așteaptă întâlnirea cu publicul de la București. I think Romanian people and Spanish people are very connected in culture and in history, and so I think they are gonna love our music because it got like a very strong Latin background. We used to play rock and other music, and we actually come jump into jazz because we need to be free. We need to be free on the stage. Pe scena de la Europa Fest vor urca și francezii de la Black Panton. Notre jazz, c'est assez particulier parce qu'il parle un peu à tout le monde. Et nous, ce qu'on aime particulièrement, c'est faire venir au jazz des gens qui sont pas du tout du jazz. Et on nous dit souvent, ah bah c'est bien parce que d'habitude le jazz, ça me fait pas ça. Quel est le mot qui représente parfaitement le mot jazz et la musique jazz? Liberté et mélange des genres. Președintele festivalului a explicat pentru Euronews România de ce este jazzul vedeta celei de-a 30-a ediții a Europa Fest. În zona jazzului nu prea se investește, noi facem eforturi imense și iată că avem în perioada asta, 7-15 iulie, 23 de producții de jazz cu muzicieni din 21 de țări. Așa că vă așteptăm la Europa Fest. Europa Fest se desfășoară de peste două decenii sub înaltul patronaj al casei regale. Alteța sa regală, Principele Radu și Principesa Sofia au participat la deschiderea evenimentului. Nu este doar muzică jazz, însă iubitorii acestui gen de muzică pot veni și în fiecare zi aici la sala Auditorium, pentru că în fiecare zi aici pe scenă vor urca câte două trupe de jazz. Sunt niște serii pe care organizatorii le-au denumit foarte simpatic Italian Jazz, Summertime Jazz, da, Jazz in the Park, sunt foarte multe. Așadar, până pe 15 iulie, dacă vă place muzica live de calitate, știți unde să veniți.